De fiecare dată când vine doamna doctor Elena Căciulan pe la noi, sunt tare fericită pentru că mă reîntorc așa, mă reîntoarce în amintirile mele pe care le-am avut la începutul maternității, ca să zic așa, atunci când Tommy a făcut primii pași, pentru că astăzi vom vorbi despre bebeluși și mai precis despre etapa în care ei se chinuie cumva să facă primilor pași. Bine ați venit, doamna doctor! Îmi mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc iarăși pentru un subiect așa de important pentru părinți, pentru că fiecare etapă de dezvoltare neuromotorie joacă rol important și aduce multă bucurie întregii familii. Și bunica, și bunicul, și tate, și mami, și mătușa sunt fericiți când copilul nostru începe să se deplaseze. Am venit și aici, doamna doctor, că nu se știe niciodată. Nu se știe, noi toți sperăm. Poate peste un an, poate, cine știe. Da, doctor, da, e o mare bucurie pentru familie, mai ales pentru părinți, în momentul în care îți vezi bebelușul, copilașul că se ridică și începe să facă primii pași. La ce vârstă fac bebelușii primii Depinde de fiecare copilaș în parte, dar de la 8 luni vorbim de verticalizare, adică de stat în piciorușe. Copilul nostru începe să intre în lumea celor mari. Dacă mami merge, tati merge și el începe să se deplaseze. Și atunci, primii pași pe care copilașul nostru o să-l facă, o să vedeți că sunt pașii laterali. Adică, el se ridică în poziția cavaler și probabil odată o să și arătăm poziția asta, că acum n-avem cum. Și primii pași pe care îi face sunt acești pași de lateralitate. Atunci când se ține de când canapea, se ține de canapea, de fotoliu, de piciorul mamei. Da. Da. El se ține de piciorul mamei și dacă mami face un pas și el se agață și merge mai departe. La început o să vedeți că acest copilaș al nostru merge cu bază mare de sprijin. Ce înseamnă asta? Un picior pe polul nord și unul pe polul sud, cum zic eu. Pentru că avem acel poligon, da, de susținere, baza lui de susținere, în care centrul de greutate trebuie să cadă acolo la mijloc, da? Și el, neavând stabilitatea aceea de care are nevoie, așa se va echilibra. Cu piciorul de depărtate, așa, exact, mai mult. Toți am făcut așa. Cu cât se copilul, cu cât își stabilizează acest mers, cu atât piciorușele lui se apropie. Noi cum putem să-l ajutăm să prinde curaj? El oricum prinde curaj în momentul în care vă jucați cu el, în care el, copilul meu, a mers pe patru labe, s-a deplasat, s-a rostogolit cu tati, cu mami, pe jos, a mers pe patru labe, pentru că lumea aceasta este mirifică pentru el. El descoperă lucruri și modalități de a le aborda în felul lui, este proprie și personală, ca să ne amuzăm așa un pic, această descoperire a mediului. Faptul că se sprijină pe mâini este prima fază în care el începe să aibă forța necesară să se ridice în poziția de ortostatism. De asemenea, poziția capului, că mereu v-am spus, poziția capului este foarte importantă. În clipa în care el poate să-și țină capul, atunci el are curajul, da, acest, cum spunem noi, această musculatură axială și această poziție pe care copilul și-o adoptă, începând de la poziția așezat, îi dă lui posibilitatea să poată să treacă la verticalizare. Este foarte important pentru noi părinții să nu mai fim atât de fricoși și să-i lăsăm să exploreze, să devină niște mici aventurieri, doar că, o să vă spun așa din proprie experiență, mama mea, sau mă rog, părinții noștri, pe vremea noastră, aveau frica asta și înainte să facem noi primii pași, au spus, lasă că vă ajutăm noi, aveam acel premergător. Ne puneau acolo, își făceau treburile, era un fel de respiro și pentru ei. Acum, cum e bine, doamna doctor? Folosim premergător sau nu? Contraindicat premergătorul. Pentru că copilul va rămâne în acel premergător, el niciodată nu ajunge, în cele mai multe cazuri, nu ajunge cu piciorușele pe sol. Da? Atingă, sau, da, de multe ori, ajung cu vârfurile. Corect. Și atunci copilul va avea o reprezentare greșită a pasului de pășire. Copilul meu, da, el, nu numai noi credem că are libertatea de mișcare. Gândiți-vă că el aleargă de la un perete la celălalt. Dar el nu mai are noțiunea unde trebuie să se oprească. Exact, se lovește. Da? Se lovește, el se duce dreapta-stânga. Avem aici câteva imagini, da. Da? Copilul nostru nu va învăța ce înseamnă sprijinul unii și bipodal, adică să se sprijine pe două piciorușe. Când facem pasul de pășire, mergem cu un pas în față și iarăși fac acel transfer de greutate. Gândiți-vă că el stă acolo în
premergătorul respectiv, mami este fericită pentru că poate să-și facă treaba, dar copilul nostru niciodată nu va avea posibilitatea să exploreze mediul. Dacă el nu vrea să mai stea acolo, el nu poate să se joace cu o jucărie, nu poate să se aplece dacă pierde jucăria de acolo, de pe premergătorul lui. Și apoi el nu mai are noțiunea aceasta de sus ne și de jos. Ne puteți cu bebelușul? Cum facem noi să-l ajutăm? Cum facem să-l ajutăm? Păi cum să facem? Nu-l punem exclus să-l punem acolo. Da. Da. Nu-l punem. Îl ținem de mânuțe așa. Deci am un prieten care are copil mic și îl ține așa cu mâinile sus. Da, este foarte adevărat. Da, și el pășește. Dar pentru mine, ideal este ca părintele să mi-l sprijine deasupra umerilor. Aceasta este poziția extraordinară pentru că eu fac un ghidaj. Noi suntem o reacție încrucișată, adică umăr și genunchi opus. Asta este mișcarea noastră, da? Și eu atunci îl ajut pe copilașul meu să învețe un mers corect, da? Dacă eu răsucesc umerii către partea stângă, el va păși cu piciorușul stâng. Dacă eu răsucesc umerii către partea dreaptă, el va duce piciorușul către partea dreaptă, da? Da, doctor, sunt niște... Am trecut și eu prin asta. E un ham pe care l-am luat, el n-a vrut să stea în hamul respectiv. Sunt benefice pentru primii pași, acele acum, hamuri? Nu, eu pot să mă duc când deja el are reprezentarea poziției ăsteia de verticalizare, de ortostatism, pentru că tendința lui era să se ducă cu trunchiul către înainte. Centrul de greutate nu cade în poligon de susținere și atunci, ori dacă îi puneți hamul respectiv, vreau să vă duceți la nivelul umerilor, adică mă duc și îl țin de aici, da? Fixăm pun mâna, acolo. Fixez pe hamul respectiv și atunci copilașul meu poate să pășească corect. Orice poziționare greșită îl face pe copilul meu să-și piardă echilibru și dacă întâmplător o să cadă, el nu o să mai aibă curajul să pornească repede în poziția aceasta de ortostatism. Depinde de noi. Învățați să vă jucați pe jos, încercați să mergeți cu el de așa manieră, că îl mai țineți, să nu țineți copilul de o mână când începe să meargă, da? Niciodată așa. Deci nu-l ținem așa de o mână. Așa cum îl ține prietenul tău, așa, poate să mai facă treaba asta, dar deasupra umerilor este ideal, da? Asta este perfect să mi-o facă. Nu de o mână, pentru că el se va duce către lateral, el își va schimba schema corporală, se va duce întotdeauna de partea opusă brațului care este susținut. Întotdeauna părinții să țină minte că am nevoie să-l țin, fie de la nivelul umerilor, de exemplu, dacă stați pe scaun și sunteți în casă și aveți un scaun care se poate deplasa, mi-l duceți aici, la nivelul bazinului. Da. Și mă joc cu el și mă deplasez cu el la nivelul bazinului. Și aici se fac niște presiuni, cum spunem noi, presiuni Margaret Root, care stabilizează poziția de ortostatism. Și la nivelul bazinului, și la nivelul umerilor. Deci de umeri, gata. Am învățat. Sunt pregătit. Iulia! Să vină copilul. Iulia, hai! Vino acasă! Mulțumim! Cu mare drag!